Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Vă mulțumim pentru susținere, orice sprijin contează, fie el și sub forma unui like. Pentru că algoritmul sufletului a decis el că împinge producțiile care primesc mai multe like-uri de la cetățeni. O prostie, dar hei, nu eu fac regulile la Google. Atât vreau să vă spun, această emisiune este posibilă și e disponibilă gratuit pentru că foarte mulți oameni au înțeles să susțină financiar acest proiect, starea nației. Așadar, dacă vreți să mulțumiți cuiva pentru acest produs și pentru că el e disponibil gratuit, nu-mi mulțumiți mie, ci celor care îl fac cu adevărat posibil. Ok, nu uitați să vă abonați dacă vreți mai mult, nu uitați să vă abonați la newsletterul nostru stareanației.ro slash newsletter. E gratuit și ajunge la voi o dată pe săptămână vinere. Și acum să trecem la treabă. Am decis să abordez azi acest subiect pentru că nu știu ce se întâmplă, adică am așa o idee, primesc tot mai multe mesaje de la români de afară care se gândesc să revină în țară. Și unii mă întreabă pe mine ce să facă. Domne, faci parte din familia noastră deja, te urmărim de foarte mult timp, uite, situația stă în felul următor, cum crezi dumneata că e mai bine să facem? Și așa ca elemente comune Constat că oamenii ăștia nu duc lipsă de resurse financiare, duc o viață decentă acolo unde se află, chiar au unde să stea, și-au luat case unii dintre ei, dar sunt terminați de dorul ăsta de casă, de familie, de prieteni. Și le lipsește cumva sensul. Sunt, în general, oameni care au plecat de ceva timp, care au apucat să pună niște bani deoparte, dar care s-au cam lămurit cum e cu statul ăsta prin alte părți. Mă da, poate nu e extraordinar acolo, dar mai uitați-vă și voi la starea nației. Veți vedea că e foarte bine unde sunteți. Desigur, glumesc. Sau poate că nu. Știu, pare uneori că mai ales în lumea de azi, nu? Pare uneori că nu e bine niciunde. Românii din diaspora rămân principalul investitor cu peste 65 de miliarde de euro trimise în țară în ultimii 15 ani. La ultima analiză, ONU anunța că sunt aproximativ 4 milioane de români în alte țări iar Organizația pentru Cooperare Economică vorbea de peste 3,5 milioane. Dimensiunea reală este greu de stabilit exact. Asta pentru că în ultimii ani comunitatea românilor din străinătate a crescut constant. Acu ce să le spui oamenilor? Veniți, fraților, că e în regulă aici. Da, pericolul a trecut. Sau din contră, stați acolo nebunilor, nu vedeți ce jale e aici. Ambele variante au plusuri și minusuri. Sigur, oamenii știu deja foarte bine ce vor să facă, ce vor face. Au nevoie doar de mai multe opinii care să le întărească poziția, să-și să o legitimeze ei față de ei. Apoi fac ceea ce e de făcut. Adică sper. Sper să facă ce au decis ei. Nu ce le spun eu să facă, mă. Pentru că eu le spun că e, depinde. Depinde de ce se gândesc să revină. Adică România e o țară în care încă poți să faci multe. Dacă te pricep, dar nu e neapărat nevoie. Dacă ești muncitor, dacă ai răbdare, dacă ai un plan bun, dacă ai o echipă bună. Dar România este țara din care ai plecat pentru că nu aveai șanse, pentru că statul nu te respecta, pentru că erai umilit la tot pasul, pentru că munca era și este în continuare foarte prost plătită. Este România o țară în care să-ți crești copiii? Mă rog, cum vrei să-i crești? Iată câte întrebări. Dar e treaba asta, bă, am plecat că era nasol. Hai înapoi că e mai bine. Păi e? Bă, nu știu ce să zic. Adică, nu vreau să par ciudat, mă iertați, dar nu cred că e mai bine. O cincime dintre copiii de la sat au mult prea rar motive de zâmbet. Unul din zece minori care locuiesc departe de marile orașe nu are suficientă mâncare, așa că ajunge să meargă seara flămând la culcare. În 11% dintre gospodării, copiii primesc cel mult două mese pe zi. Pentru mai bine de jumătate dintre copii, lactatele și ouăle sunt un lux, iar mai puțin de jumătate dintre minorii chestionați nu primesc nici fructe și nici legume. A, dacă ai resurse, dacă îți permiți, da, poate fi o soluție România. Dar ce vrei de la copiii tăi când vor crește? Adică vrei să te întorci? Pentru ca apoi să se care copiii tăi? Iată. Pentru că decizia de a te întoarce trebuie să fie în primul rând despre ei. Totul se schimbă pentru ei. Că nu e vorba doar despre a le pune o pâine pe masă și pantofi în picioare. Este despre mediul, despre grupul de suport pe care copiii îl vor avea, de care copiii au atâta nevoie pentru a se dezvolta frumos, pentru a deveni adulți buni, care să se poată întreține la rândul lor și care să-și poată construi o familie, un viitor. Eu aș vrea să reveniți toți, că mulți dintre voi sunteți oameni cu care putem construi o țară. La naiba, țara arată azi așa și pentru că ați plecat atât de mulți. Pe de altă parte, Cine mai trimite bani afară ca să țină economia asta cât de cât funcțională? Deci. Datoria publică a României este de 700 de miliarde de lei și a depășit 50% din produsul intern brut. Este cel mai mare nivel al datoriei. Statul consumă tot ce produce și încă jumătate, în plus. Iată. Atât din punct de vedere cât și economic, purceaua e moartă în coteț și stă și cu fundul în ușă. Așa că, nu știu cred foarte tare că pot sta fără probleme în orice loc pe care îl poți numi acasă. Dacă nu poți numi acasă decât locul ăsta în care le permitem celor mai ticăloși dintre noi să dicteze, hai încua, luptăm împreună. Dar dacă te simți deja acasă, acolo unde ești, stai frate în banca ta fără stres, ai grijă de copii, Vino doar în vacanțe, da? Eu știu, asta e situația. Hai, că avem frumos în continuare cu mediul, cu spitalele, unde stăm noi bine de tot. Mai știți povestea cu Rom Silva, care a arat potecile dintr-o pădure ca să nu mai intre bicicliștii? Am discutat și noi aici subiectul. Niște inteligenți de la păduri au băgat plugul pe poteci pe toate potecuțele să oprească cel mai mare concurs de cross country din estul Europei. E, între timp a apărut asta, ceva superb, nu știu dacă ați văzut. O competiție off-road interzisă în alte țări se desfășoară bine mersi în pădurile din România. Se putea, se putea, mă, scursurilor, cât o fi fost paga, vă dați seama? O firmă din Austria face trasee off-road prin pădurile României mascate sub forma unor circuite turistice nevinovate. Însă acest gen de excursii prin arii protejate sau parcuri naturale sunt interzise sau drastic restrânse în Austria, Elveția, Germania din cauza agresivităților asupra mediului. La noi însă din cauza unor lacune legislative totul este posibil. A, nu e un concurs, domne, nici vorbă. Niște iubitori de natură au venit, merg prin pădure să culeagă fragi și mure. Competiția sufletului sau excursia, cerahatofia, ce a început în data de 12 mai. Participă echipe din nouă țări în care nu e voie cu asemenea excursii. Da, le-a adus pe toate o firmă din Austria. Logic cumva, nu? Bă, Bugăți ne voi în Schengen, nenorociților ce sunteți. Le-a adus deci o echipă din Austria care a avut grijă să-i avertizeze pe participanți că la noi e cam nașpa în general, dar pădurile sunt o încântare, domne. Da, vă veți simți extraordinar. Curând au început să se agite niște cetățeni români, niște privați pe net, pe televizoare. Alo, bă, e ilegal! Nu e o excursie! Intră ăia cu camioanele prin păduri nebunilor! Ok, nu sunt camioane, camioane. Sunt niște mașinuțe cât camionul. Da, fac prăpăt pe acolo, pe pădure. Este foarte ilegal. Este foarte ilegal. Noi nu, 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 am, nu am nicio autorizație din România nu au absolut nicio autorizație nu. -au. Nici de la Federație, nici de la Rom um, Silva, de la nimeni. Nici de la jandarmi și jandarmi ca de deci nimeni nu știe de ei. Nici, nici Salvamontul, nimeni. Și sunt toată, toată, zona este pe tot muntele care este are protejați în natura 2000. Totul e ilegal. Uite, dacă ești pe ilegalități, întoarce-te, frate, în România. Era aici. Deci organizatorii au fluturat o hârtie cu antetul Ministerului Turismului cu semnătura ministrului Nimen Cadariu sau cum îl cheamă pe individul de la turism. A, ah, domne, dacă aveți autorizații și ale alea, alea pah, noi vă primim bucuroși, cum? <laughs> Cred că au râs organizatorii austrieci și cu curcile, vorba maestrului Zgonea, că tot a revenit el. Hai mă, hai mă, șnele, șnele, da si zgut. Hai că ăștia proști La plecare putem să luăm și câteva hectare de pădure, dacă vrem. Nu ne întreabă mă nici dracu nimic. Bine, mulți s-au enervat pe austrieci, dar până la urmă nu e vorba doar despre ei. Mai mult e vorba despre noi, nu? Și din cauza la... Adică la, la noi. Așadar, cum o fi? Până la momentul când am făcut noi această înregistrare, n-am văzut vreo reacție din partea Rom Silva sau din partea mediului. Mucles total. Te uiți pe pagina de Facebook a Ministerului Mediului și constați că e destul de activă. Dar dacă ești atent și nu ești plătit de guvern sau de partide, realizezi că în mare parte pagina e o trompetă a premierului Ciucă participarea premierului la o luptă de muștebete, premierul Ciucă s-a scărpinat pe burtă, premierul Ciucă s-a bâlbuit atât de bine și de frumos, la nu știu ce eveniment, încât... Uh, ne-am vorba aia de răspă pe noi. Ce reacție să aibă și mediu? Acolo e altă miza cu partidele, se bat care să ia Ministerul Mediului la rotativa sufletului și pe noi ne freacă grija de niște austrieci care fac vorba aia cu boltă pe pădurile și autoritățile și legea din România. Și vă propun să rămânem tot în natură, fiți atenți aici, cât muntele de nesimțire la autoritățile din grădina Maicii Domn. Garda de Mediu a finalizat controlul demarat lângă portul Constanța, acolo unde pe o locație destinată locurilor de parcare au fost descoperite mii de tone de deșeuri depozitate ilegal. Amplasamentul împrejmuit cu un gard de plasă se află în administrarea primăriei, dar în fapt era folosit pentru a depozita resturi de la lucrările făcute în oraș. Noi avem om aici la Starea Nației care lucrează din zonă. Știți cum e Constanța? în cazul în care aveați de gând să mergeți pe acolo, că vine sezonul, că au decopertat ea jumătate de oraș. E dezastru. Da, i-a apucat hărnicia, bagă mare să facă treabă până la alegerile de la anul. Rezultatul, orașul nu se mai vede din cauza unui nor de praf. Nu poți să respiri, bă, ți intră în suflet, cică. Din cauza lucrărilor, traficul auto e nenorocire. Generează și la o poluare teribilă. Sigur, sigur, trebuie să reparăm, nu? Să facem orașul frumos după 2000 de ani de paragină, dar nu așa nebunilor. Iar acum, iată, se descoperă că molozul era depozitat ilegal pe terenul primăriei, ca la noi. Chemați-i pe Austrie, ceia cu concursul lor, să facă off-road prin oraș, pe muntele de moloz. E belea, vă spun. Atâta timp cât are scaunul șufând, cât are salariile care le are, ei nu interesează de populație. A, a, o etapă din campionatul lor se poate organiza la Cluj. Priviți această imagine. Sper că se vede. Peisaj mirific, scrie acolo. Este groapa de gunoi de la marginea Clujului. morma ăla de gunoi mai mare decât clădirea aeroportului. E, groapa asta e perfectă pentru concursuri de mașini. Și mai prezintă un avantaj în cazul puțin probabil, într-adevăr, al unei pene de curent la aeroport, în cazul în care cad sistemele, turnul de control, piloții nimeresc aeroportul după miros. Da? Și după stolurile de păsări. Că unde e gunoi, sunt și stoluri de păsări. Iar păsările multe, multe lângă aeroport, înseamnă accidente, se știe. Dar nu mai intrăm în astfel de amănunte. Nu contează, domnule. Hai că e frumos în România pe mediu, pe respectul pentru cetățeni, pentru sănătatea lor. În acest timp, UDMR-ul s-a șucărit teribil când a auzit că liberalii vor să le ia mediul. Liberalii lui Flutur, da, reprezentantul Bucovinei, raiul hoților de lemne, tat. Nu știu, mai bine îi punem pe băieții de la Recorder la Ministerul Mediului sau pe cei de la România Te Iubesc au protejat mai mult mediu decât au făcut-o partidele, statul, guvernul, miliția, primăriile, toate autoritățile. Așa a fost întotdeauna, asta e Nu vă supărați, pot să vă întreb, de fapt, uite că pot. Voi ce relație mai aveți cu medicii, cu sănătatea, cu astea? Dacă aveți vreo afecțiune, vreo fractură, troncăne, inima, patinează, ficatul, scârțâie, planetara, ceva, rezolvați acum. Căutați-vă, găsiți repede, repede o soluție. Că pe bune, nu știu cât o să mai avem un sistem de, mă rog, sănătate. Un sistem în care să te mai poată vedea un medic. Hai poate nu zilnic, dar cred că săptămânal vedem știri de-astea. Situația alarmantă la spitalul, puneți voi aici o localitate, așa, care a rămas fără medici. Rămân spitalele fără personal o să ne trateze la urgență paznicii de la intrare. Da, cu ajutorul câinilor din parcarea spitalului. Ne vor linge rănile, da, nu o să fie chiar rău, adică le dai o mână de crânțănele la plecare, e, dar nu trebuia ham-ham sau haț-haț fiecare, na, ce norocare. E, cum vi se pare chestia asta, domnul Rafila? Hm? Adică nu sunteți în calitate de ministru al sănătății revoltat? Nu e, nu e asta o nedreptate? Nu e ceva ce nu puteți accepta? Nu vi se pare o, ziceți-mă, o, o, ziceți o, o iraționalitate. ce se întâmplă? Mi se pare o nedreptate și nu pot să o accept și nu are niciun fel de raționalitate să avem peste o mie de medici care au devenit specialiști și ei să n-aibă unde să lucreze. Da. Dânsul este de un an și jumătate ministrul sănătății. O criză absolut previzibilă, așteptată, anunțată, iar ministrul sănătății o arde cu irraționalitate mai avem puțin și l-auzim urlând în mijlocul unui spital părăsit. Alo, se mai ocupă, domne, cineva de sănătate pe aici? Și să-i dea unul un cot. Bă, vezi că tu ești ministrul sănătății. Cine, domne, eu? Și mie nu -mi spune nimeni. Eu o să fac din nou acest apel la spitale să solicite posturile de medici, de aceste medicali de care au nevoie și să le scoată la concurs. <laughs> iar spitalele n-au bugete, abia ștârâie zilele. N-au bugete, n-au medici, n-au asistenți, n-au materiale, cum ar zice Iohannis. Acest Rafila e complet absent. Apare când și când și se miră, domnule. Se miră de ce se întâmplă în domeniul lui. Pare că trăiește într-un univers paralel în care el face toată ziua planuri și strategii, dar nimic nu se transformă în realitate. Iar subiectul, iată, nu există în piața publică. Că sunt fierți politicienii pe rotativă, pe maghiari, pe negocieri, pe mâncătorie. Mâncătorie și furăciune. Atât. Adică, spetă, domn președinte Ciolacu și domn președinte Ciucă nu au spus că vor ca de mereu să fie aud din uh, coaliția. Asta este foarte clar. Accidente în fiecare zi pe căile ferate. Ministrul transporturilor se zborșește la ziariști. Ce vreți, bă, să le pun eu fiola mecanicilor de locomotivă? Alo, neagrimasă! Vezi că nu mai ai mecanici, nu mai ai locomotive, nu mai avem căi ferate. asta e problema. Grevă în educație, abia am văzut-o pe doamna ministru să spună trei cuvinte. Inadmisibil. Președintele României Educate a întins-o la reuniunea aia din Islanda, iar vorbește din cărți de acolo, când tocmai el trebuia să iasă în față și să dea cu hidraulica în masă. Bă! Mă rog, a ieșit până la urmă spunând că sindicaliștii au dreptate. Mă mir! La care sindicaliștii au zis, ah, atunci e ok, mulțumim, domn' președinte. Nu, dacă ziceți dumneavoastră că avem dreptate, gata, întrerupem și protest și tot. Eu zic că mai și cedăm 10% din salariu. Luni e grevă. Dar înainte de asta, înainte să anunțe profii greva generală, Iohannis a trimis la discuțiile cu sindicatele, am vorbit și ieri, un om de la Sănătate. Da. Iar la Sănătate trimite grădinarul de la Cotroceni. Eh, nici chiar așa. Nu trimite pe nimeni. Că pur și simplu nu e un subiect ăsta pentru liderii politici. Iată. Nu are rost să facem niciun fel de speculații legate de componența guvernului până când negocierile politice se termină. Eu n-am niciun fel de îngrijorare sau de stres. Super! Ministrul n-are niciun stres. Se vede. De un an și jumătate, doar asta se vede. Bine, omul e medic, știe că stresul dăunează grav sănătății, mai ales când nu mai ești la greutatea optimă, ai trecut o vârstă, deci are grijă de el om. Medicii, în schimb, sunt pline spitalele de medici în depresie. Nediagnosticați, atenție. E burnout pe ei cât casa. Dar nu e nimeni acolo să-i întrebe de sănătate. Iată, citez dintr-un articol. Colegiul Medicilor recunoaște că serviciul de resurse umane, ce are în responsabilitate sănătatea mentală a angajaților, este unul primitiv și nu există deloc prevenție în acest domeniu. Primitiv? De ce? Cine, mama dracului, trebuie dat afară pentru că sistemul de resurse umane e primitiv? Mă rog, cum să fie un sistem de resurse umane care nu poate face angajări decât la ordin politic? Sau... Da, 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 mai știți, mai știți, mai știți cu medicii? A? Ce, ce erau ei, cum erau ei acum vreo 2-3 ani? A? Fiecare ați fost un erou. Sunteți eroi acestui efort național. Adevărați eroi sunteți voi. A? Acum trei ani erau esențial medicii. Se pozau toți cu ei. Erau eroi. Acum? Nu mai sunt nici esențial, nici eroi. Nu mai sunt nimic. Păi cum să nu te cari, mă, ca medic, mă rog, ca om care are un minim respect de sine dintr-un asemenea sistem, dintr-o asemenea țară. Unde s-a venit banii apoi aici? Mă mir, sunt șocat că s-a organizat un nou examen de rezidențiat, chipurile să umple golurile din sistem. Dar tot nu e corelat cu nevoile din spitale. Da, mă rog, am stabilit că lucrurile se petrec în universuri paralele. Dintre cei 628 de candidați, doar doi au un post asigurat în spital, au fost scoase doar două locuri în domeniul medicină de urgență. Mai rămâne ca cei care promovează să fie de acord să se mute în Harghita, județul în care au fost scoase cele două posturi de medici în unitățile de primiri urgențe. Iată, două posturi în toată țara pentru medicina de urgență? Pe bune, domne, în halul ăsta aici s-a ajuns cu iraționalitatea. Nu, nici chiar așa. Nu, n-are cum. Refuz să cred. Trebuie să fie o greșeală de documentare. Mergeți la orice secție de urgențe și întrebați pe medici dacă au nevoie de ajutor. <sus> cred că le dau lacrimile? Îți ca o statice aia din filme când vin mascații să-i salveze. Eu n-am niciun fel de îngrijorare sau de stres. Bun, astăzi, la minutul de publicitate, apă, nu... de și fac pauza asta să pot să beau un pic de apă. Azi, la minutul de publicitate, am decis să vă spun pentru prima dată, că o să vă tot pisez cu treaba asta, despre ceea ce urmează să fie Teatrul Nației. Zic urmează să fie, pentru că în acest moment, chestiunea se prezintă... În felul următor. Iată câteva poze făcute chiar astăzi. Căutam acest loc, după cum știți, de, de ani buni. Cafeneaua Nației, de fapt, a fost proiectată pentru un astfel de loc. Doar că nu l-am găsit la timp. Am încercat inclusiv la clădiri abandonate aproape ale statului român, ale instituțiilor statului, doar că știți cum e acolo, adică noi n-am avut noroc. Fie erau pregătite pentru alții, fie era mai bine să stea așa, fie cum s-a întâmplat la sala casei armatei din Ploiești, n-aveam șapcă. Și dânsii au zis că ne primesc să investim 2-300.000 de, de euro în sala lor, care stă goală de atâția ani și se încălzește cu sobe când se încălzește și punem noi centrală și tot și asta. Și dânsii ne fac contract, da, contract frumos, pe o sumă decentă, doar că se înnoiește de la o lună la alta. <gântu -i> Serios? Da. Și chiar credeau că. Adică militari, oamenii cu astea, am ajuns până sus. Era, era ciuc atunci ministru când voiam noi. Da, a zis, cum să nu vă ajut cu astea să face contract în fiecare lună? Mulțumim mult! Ce să am râs, am zis să trăiți și ne-am văzut de treabă. Până când l-am găsit pe un tânăr domn trecut de 80 de primăveri, n-am acordul să-i spun numele aici, un domn căruia I-a plăcut ce vrem noi să facem acolo și a acceptat condițiile noastre, adică sărăcia noastră, ce să mai. Așa că, tot ce vedeți acum, vrem să fie la anul Teatrul Nației, cu două scene de spectacol, una în interior și una în exterior, unde vom avea săptămânal uh, uh, proiecții de filme. Vom avea spectacole de teatru, de stand-up, concerte, lansări de carte, conferințe, workshopuri, Apoi studio TV pentru starea nației, cafenea, restaurant vegetarian, desigur, prăjitorie de cafea, cămin cultural, bibliotecă, de unde se vor putea și cumpăra cărțile recomandate. Punem în practică acea idee a mea cu 100 de cărți pe care credem că ar trebui să le citești grupate așa pe domenii de la 1 la 100 în funcție de dificultate, avem planuri mari. Dar pentru toate astea avem nevoie de tot ajutorul pe care îl putem obține, așa că dacă nu prindem ceva fonduri europene pentru care aplicăm și avem șanse, spun consultanții, dar ne-au mai zis niște consultanți și doar ne-au luat banii, dar acum nu mai plătim înainte, că doar nu suntem nebuni, sau dacă nu câștigăm la loto, să știți că ne bazăm pe tribul nostru, că la loto nici măcar nu jucăm. Deja firme importante, locale și nu numai s-au alăturat proiectului. Lucrăm cu arhitect din Iași, de pildă, și îi mulțumim lui Andrei că s-a oferit să ajute fără cașcaval. Dar dacă aveți idei sau puteți contribui cu ceva la proiectul ăsta, dați un semn la dragoșarompătraru.ro și ne vedem să vă spunem ce vrem noi să facem. Ok, înapoi la emisiune. Așa, deci dacă eu fac în toamna asta 46 de bețe, înseamnă că până la 101 ar mai fi... mult. Ce zici, Marote, prindem suta? Leje? Uite, Răzvan Anghelescu a vorbit zilele astea cu un om care tocmai a împlinit 101 ani. Neagică din Mânzălești, județul Buzău. Gheorghe Baciu, pe numele întreg. Nu-l nu știți, dar o să-l cunoașteți imediat. Ce vorbești, mă? Lucid, așezat, rupe grădina zi de zi. Nu mai aude dânsul atât de bine, dar nu se plânge de nimic și își rezumă viața foarte simplu am muncit și fac bine. Cum este, deci, viața la 101 ani? Ce face neagică în fiecare zi? Cum a ajuns la 101? Care sunt secretele? Cât muncește? Cum vede România de azi? Ce sfaturi are pentru tineri? Și când a fost ultima dată la medic? Până acum mă simt bine. Poți merge în picioare, îmi fac treburile, pașii. Fac trebuie, le pui pe în și trebuie, să aprășesc de asta fac. Cum, cum, ați ajuns la 101 ani? Care, care e, secretul? Cum? Care e secretul? Cum ați ajuns la 101 ani? Ah, secret. Muncind așa, eu te trăind. A trecut ani de nu știu când. V-ați născut aici? V-ați născut aici, în, în, comună? Mânzălești. Mânzălești. Cum, aici? Cum a fost copilăria dumneavoastră aici? Mai țineți minte cum, cum a fost? fost bine până la urmă. Mă duceam de la școală, că așa era atunci, departe. Era drumurile numai nu numai puneam cu deștele vârfurile unghiile rupte acasă. Vine de acolo, mă duceam la cu cu oile, mă trimite pe la un cartea cu mine. învățați acolo? Da, nu aveam cum că... așa era pe atunci. Acum, nu mai cine, oamenii nu mai au vite, copiii sunt îmbrăcați, papucii, e bune bune în picioare, altfel nu mai e ca atunci nu aveți ghete, nu aveți. Atunci era altfel. Era, era viața mai, mai grea, mai. Mai -muncă, nu ca acum, să trăia atunci fiecare cu vite, cu animale, cu testa să lumea, nu ca acum, acum, afirm. Cum arată o zi normală? Vă, vă, treziți dimineața? La ce oră vă treziți? Dimineața de la șapte, eu îți da treabă. Chiar o suică, spune domnul? Sau? A, dimineața, iau un arici. <laughs> și la seara mănânc ceva și la treabă. <laughs> La cât, cât începeți treaba? Păi, pe pă la 8, totdeauna, pe la treabă. Am terem pe aici, mă, și am de curățat, am de făcut treabă, păi el trebuie să-l muncesc, ca să nu stă geaba, trebuie să fac ceva. și trece timpul mai repede. Acum mă din o că da. <laughs> Să mai întâmplă și asta, vă mai și odihniți. Ia pe... Mai faci și pauză când trebuie, nu numai... Mai beau o țuică, mai... Fac o pauză, mai iar la muncă. E unul din secrete și țuica asta, că ați ajuns până la 101 ani? Nu, e secret, nu bei mult, să bei numai cât poți <laughs> Urmăriți, nu știu, la, la televizor, la ce se întâmplă, nu știu, în viața noastră politică, în țară, urmăriți lucrurile astea? Nu, e mereu, și din ea era tot, am urmat doar, să doar, mai cu ochii la televizor. M-am uitat acum de la la ăștia pe acolo. Cum... Ce părere aveți despre războiul ăsta care e acolo? Mm. e de prost. Nu bun. Rușiți tot, ru măgare, pierd tot. Așa a fost ei de când sunt. Oh, oh, rușii, boală grea. În fine, ați auzit, da? La ora 7 e în picioare, iar la 8 începe treaba. Ați auzit bine? E la treabă. Își muncește pământul, dă cu sapa, pune răsaduri, să aibă ce mânca din mâna lui. Ca să nu stau degeaba, trebuie să fac ceva. Și trece timpul mai repede, zice Neagica. Și uite așa, pac, pac, nici nu știe când a ajuns omul la 101 ani. Ce părere aveți despre ce se întâmplă acum în, în România, în țară? Ce, ce, părere să mai am acum? Acum văd. E și așa, și așa, așa. E... cam, cam încurcat. Dar vă ocupați mai mult cu munca decât să vă uitați la televizor, la ce se De, de, de acum, mai puțin televizor. La treabă. La treabă. Dar treabă, că s-a făcut de treabă și în grădină și peste tot. Trebuie să prășesc. ce pui pe acolo, să, dacă nu jumălești bruienele, nu crești. Dacă le lași așa. Așa că am ocupat în tot timpul. Și asta e, asta e secretul, ieșiți din casă, vă duceți, faceți treabă, vă mișcați, vă... Păi cam mișcarea te ține. Dacă dormi mereu, de ești, dorinde. Vecine ești cu care să mai vorbiți, aveți? Cu cine să mai schimbați o vorbă? De acum încolo mai vine, mai este oameni, mai, mai am vecini pe aici care mai, are, mai vine cu vaca la iarbă, mai, mai treabă și ei pe grădine, mai stăm de am cu cine taine aici, Dumnezeu sim. <laughs> <laughs> De cât timp le faceți? De când faceți butoaie? de când eram de vreo 17 ani, 18 ani. Atunci. Și nu ați renunțat nici acum? La 100 ani? Nu ați renunțat nici acum? O Sau... fac când am timp de sta ele, dar după am în cât timp faceți un... Cât timp vă să, un... să faceți un butoi? Cât durează? Doresc... depinde. Depinde de pe cum lucrezi, de el e gălos. Nu vă tremură mâna deloc? Nu, nu. Până acum. A spus-o fără să dați o picătură pe șos. Chirurgie, nu așa. Ori să fie apucat de trucaje. Ce trucaje, mă? Neagică, pur și simplu, fără fițe, fără prea multe înflorituri. Am muncit toată viața de mic tot repetă el și fuge de colo-colo. Autonom, independent și mai verde decât mulți dintre cei tinerei, așa la vreo 70 de primăveri. Am pus porumb pe aici, am pus, mă să se plășesc. Pe aici am pus, am cartofi acolo, pe aici am pus ceapă, aici a început să iasă ceapă. Deja a început. Văd ca și să poată aici, ați... să poată ați... Pa ce am băgat, acum, alaltă ea, am băgat, de-am întors cam tot la. Și singur face școală? Singur. O sută, la 101 ani mai, mai puteți și cu Am văzut a, că, am, că nici nu văd. Nu vă a, venit, un an, nu... a venit Ion Bacea pe la mine de la... și l-am pornit pe ăla de... Că nu, nu știam să-l pornesc acolo, la, la bătoane. A fost mult până la pornit, că după aia... I iar uita de la porniș. Ce n-ai puti... putut, putut, porni? Motorul. Automotorul motor, care l-am băgat pe ah. Că l-am scos pe al Că duminică atunci... A plouat atunci. A plouat, nu mai vine costie. a mai venit cu da. Și l-am luat pe ăla, l-am dus în la magazin și l-am scos pe de aici. Cam două ce aici mă ții eu pe el, dar pe, după ala nu poți, ca la fugitare. Fugitare fugi și nu poți să alegi, mă drăg Dar cu sapa mai, mai puteți să dați? Cu sapa, da, o, nu mi treabă. N-am treabă. Uite aici, aici un piersic. Este pui de piersic. Bă, cu sapa merge repede treaba, nu. Cu sapa mă descurc tare. La mine, de n-am mai fost de mult, nu, nu știu de când. Da? N-am avut probleme la da, medic decât de n-am de fost cu... N-am fost cu urechile sunt, am colon. Ce sfat le-ați dat tinerilor din ziua de astăzi? Dacă vor și ei să ajungă la 101 ani, să arate ca dumneavoastră. Ce spune? le spune? Le-am dat sfat la tineri să pui mâna pe treabă, să muncească, să nu mai dea cu dieștul la, acolo, la, 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 la toată ziua. Că de acolo nu este nimic. Chiar de timp, geaba și dacă de cu sapă iese ceva. <laughs> Așa le-am dat la tineri. Mai sunt, mai dau tinerii din ziua de astăzi cu sapa? Dar nici nu se uită la sapă ei, că s-au acolo, numai acolo, de cu deștru. Hai. A, asta este secret. Nu mai, nu mai face tinerii ce am făcut noi. Uite, am și singur să pas tot? Eu tot... din tinerii țării mele, am făcut graj, după aici am făcut fânărie, am făcut pe aici, am făcut și de vale acasă, am făcut și pe aici de, -aia de -aia, la pânării am făcut garduri, am cumpărat pământ, am muncit. Dar tinerii nu se interesează nimic de asta, decât la aprozar să ia ceva de mâncare și încolo să uită de acolo, că pe telefonul ăla, pe... Pă... Și mai... E... Nu mai... Numai aici a fost odată. singur toată grădina asta? Nu, numai asta. Asta. Pentru că tu aveți din două zile, eu am țăpat-o, am prășit, am decolat la treabă. Să facem de coasă, cu coale, iarba, cu ce îi scosesc. Animale mai aveți? Nu mai nu am. Mai nu, mai, nu, nu mai poți Nu mai pot să ursul. A, vine ursul pe aici? Da, cu Vine. Dacă Bine. eu ținem întotdeauna 20, 30, de oei, vacă aici, boi, dar acum nu mai poți să ține le mănâncă ursul. Păi și acum la 100, da, unul an, dacă vă întâlniți cu ursul, ce faceți? Acum? Pe păi, da, ce să fac? Ursul nu-ți face nimic, mă, dacă nu te... Ursul îți vede de treaba lui. Numai dacă e ursul ca copoi, aia nu fuge, aia se zborlește la tine. <laughs> <laughs> Dar ar fi frică? Acum nu știu dacă vă întâlniți cu el, ce faceți? Ce să fac? El se uite la mine, eu stau în loc și el își ia din drumul și pleacă. Nu, nu, nu să știi că nu se leagă ursul de oameni. Toate animalele fuge de -o. Uite, domne, să inventeze cineva o aplicație de dat cu sapa pentru tineri. Ia, frate, să văd. Azi am făcut 7200 de pași, merge. Și am prășit 28 de rânduri de porumb. Poate mai bag două rânduri de seară să fie rotund, așa. E, glume de copii proști. Ce să facem și noi? Cred că râde neagică de noi. Sper că ați remarcat ce râs de Hollywood avea. Ce sală, tată! Ce aparate, grădina lui e sala. Când vrea să pompeze mai bine, face împins la piept cu ursul. Hai, tată! Da, deci cam asta e ideea. Faceți ce vă e drag, trăiți în armonie cu natura și mai ales faceți pace cu voi înșivă. Hai, să ne vedem sănătoși la 102, neagică! Ia uite-l și pe ăsta. Ciclonul care a devastat Europa, ce să facă și el? Vine spre România. Bravo, mă, tu lipseai, bele. Du-te, bă, de aici, că am devastat noi ce era de devastat. iete te la el. Mă rog, glumă, glumă, dar ați văzut ce a făcut în Italia, în Croația, ce inundații, ce râuri umflate, doamne ferește. Exact ce lipsea acum din România. Nu știu, să vorbim cu prefericitul, să vorbească și el mai sus acolo, poate reușește să devieze ciclonul, că avem și noi destule catastrofe pe aici, nu? Un șofer băut, oprit de poliție pentru viteză excesivă, și-a pus câinele la volan și s-a mutat pe scaunul din dreapta, în Statele Unite. Și poate că ar fi scăpat, nu știu. Problema e că nebunul de câine era și el ciupit, mă. Da, așa că în loc să-și țină gura și să dea frumos actele, s-a luat în gură cu polițaiul. Da, și că i zis, bă, tu știi cine sunt eu? Bă, tu ai auzit, bă, de procurorul Horodnicianu? că îi dau acum un telefon și vă aranjează pe toți, da? Cred că am mai vorbit la emisiune despre acest șef din Poliția Vaslui, ori aici, ori la newsletter, nu mai știu, deci șeful interimar al Poliției Vaslui, celebru pentru că recent a luat nota 3 la un concurs, și-a băgat picioarele și actele de pensie. Da, a ieșit la pensie. Omul 48 de primăveri. Mai lăsați-mă, aiba cu poliția și cu concursurile voastre. Să-i se dea un test, domne, un examen, ceva. Păi să vedem dacă se califică pentru pensie, că eu nu cred. Un oficial din Ministerul German al Economiei demisionează pe fondul unui scandal de nepotism. Mă să fie. Ci că a fost cavalerul de onoare. Al... Ce mă? Cavaleri de onoare, nepotis demisie? Doamne, cred că râd ăștia de la noi de se prăpădesc. <gătă -și> Parcă l văd pănea pe trică de aia. Hai, domne, trimite băiatul în Trimite-l, domne, în coacă l angajez eu la Ministerul Agriculturii. Ia uite, mă, unde au intrat toate rudele mele, intră și cavalerul tău de onoare. Îl cinfiez dacă vreți, e, na. O, oh, iată, un comedian chinez a făcut o glumă de 2 milioane de dolari. 2 milioane! Stați, nu trebuie să-l invidiați. Că, <laughs> na, fiind în China, n-are de luat, are de dat. Pentru că atât a fost amenda. Da, l-au amendat autoritățile. Pentru o glumă. Da, tot e fericit, probabil că a scăpat cu viață. Iar o publicație independentă din Rusia susține că în alții funcționari de la Kremlin și din alte instituții n-au voie să demisioneze. Ideea e că sunt oameni care nu sunt de acord cu războiul și aș, ar vrea să-și vadă de, de viața lor, dar li s-a interzis să-și părăsească posturile. Sau, dacă insistă, oamenii lui Putin le spun cu blândețe: bine, tovarășe, nicio problemă. Te înțelegem dacă vrei să pleci. Iată, acești ceai sau dacă nu, fereastra e acolo. Asta a fost, dragii mei, nu uitați! În weekend se întâmplă pe canalul nostru de YouTube următoarele. Starea impostorilor cu Valeriu Nicolae, episod nou, e o nebunie totală, nu trebuie să ratați. Podcastul Vocea Nației un episod foarte, foarte interesant pe care vi-l recomand. Și duminică avem o nouă ediție din producția noastră, ceva cu reclame. Am făcut așa un top al nenorocirilor, al băuturilor pe bază de zahăr promovate în reclame la televizor, la radio, peste tot și sper să vă placă și este ceva foarte, foarte educativ și frumos și hai să vă fie bine, nu uitați dacă vreți să contribuiți, aveți la dispoziție canalul de YouTube unde puteți activa o treaptă de abonament aveți la dispoziție Patreon aveți Revolut, aveți donații pe site-ul nostru pe stareanației.ro tot acolo puteți direcționa 3,5% din impozit până pe 25 mai către redacția Starea Nației, pentru că, nu uitați, o democrație nu poate supraviețui fără un fără o presă foarte puternică și independentă. Ceea ce la noi, canci, nu există.